Anual trec pragul Muzeului de Artă Populară din Constanța 10.000 de turiști, mai exact aproape 40.000 în fiecare an. Clădirea care adăpostește obiecte inestimabile și care aduc cu ele povești și povețe impresionante a fost construită în 1896 în stil neoromânesc. De-a lungul timpului au fost cutremure care au afectat-o, dar este adevărat că după aceste cutremure ea a fost reparată de-a lungul vremii, în special după cutremurul din 1986, 2 ani clădirea a fost închisă pentru consolidare. Este o bijuterie arhitecturală a orașului de la malul mării, însă se degradează pe zi ce trece. Nu este de mirare faptul că muzeul are nevoie urgentă de reparații și asta pentru că ultimele lucrări de consolidare au avut loc acum 27 de ani. După reabilitare, clădirea va arăta cu totul altfel pentru că se dorește și schimbări în interior, reorganizarea expoziției permanente, un alt mobilier de expoziție. Sigur, va fi totul altfel. Cele mai mari și vizibile probleme sunt la fațada clădirii. Aceasta prezintă crăpături și fisuri, iar tencuiala s-a degradat considerabil pe unele locuri. Primăria orașului Constanța încearcă să obțină fonduri europene pentru lucrările ce vor avea loc la consolidarea muzeului. Clădirea Muzeului de Artă din Constanța a fost pe rând sediul primăriei, dar și sediul poștei vechi, însă acum va intra într-un proces de reabilitare. Primăria Constanța a lansat un anunț de consultare a pieței prin care solicită oferte de preț pentru întocmirea documentației necesare premergătoare demarării proiectului. Astfel, agenții economici specializați pot trimite ofertele la adresa de e-mail programe@primariaconstanta.ro până la 20 martie la ora 16. După elaborarea acestor documente, autoritățile vor începe procedurile propriu-zise pentru desemnarea firmei care să se ocupe de restaurare.